Pe piața valutară interbancară, moneda europeană a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a scăzut ușor luni la 1,98% de la 1,99% cât a fost cotat vineri 19 ianuarie. Indicele robor la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 9 luni, a rămas stabil la 2,32%. Robor reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile române se împrumută între ele în lei. Indicele se stabilește zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotațiilor practicate de 10 bănci selectate de Banca Națională. Deprecierea în ultimele zile a leului față de euro vine pe fondul turbulențelor politice, dar și în contextul în care balanța comercială și cea de plăți înregistrează deficite tot mai mari.